deja apărut că asta e o scenă de teatru și că asta cu partea de actorie. De fapt, asta este partea de spectator. Și poziția în care ne aflăm, cel mai mult dintre noi. Marea majoritatea vieții noastre. Există un procent covârșitor de oameni care aleg poziția asta. Motivul, dacă ar fi să încadrăm un singur cuvânt, să nu scepticism. Nu credem că putem, din diverse motive. Fie ni se spune, fie ne spunem noi, fie vedem că nu reușim din prima, fie ni se pare greu, ar putea continua la sfârșit. Ce procent de oameni credeți voi că aleg să facă cu acest dar minunat în viață, cu această scenă senzațională, numită scopul nostru și misiunea venirii noastre aici? Nimic. Un procent. Te rog. De la 90 spre 99%. Alte părere? Eu rămân la 90. Între 90 și 95%. Am studiat, mi-au luat o grămadă de surse și toate indică procentul ăsta covârșitor de înspăimântător. De ce? Scepticism? Dar sunt o parte de persoane care fac ceva. Acea diferență de până la 100%. Care fac ceva, dar care și ei au tendința de a se opri la un moment dat, pentru că fac lucrurile într-un mod care la un moment dat depune și pe și există, vreau să vorbesc astăzi despre trei categorii de oameni care, deși aleg acțiunea, deși aleg să nu facă parte din acești 90-95%, fac lucrurile într-un mod care la un moment dat îi aruncă în această mare mulțime. Haideți să-i luăm pe rând. Stresatul. Sau maratonistul, se mai spune, în alte cadrări. Este acel om care este extrem de hotărât să facă ceva cu viața lui, care este extrem de mântat pe o sarcină, care este extrem de convins că va reuși și care pleacă cu toată energia de la linia de start. Și care în momentul în care dă de greu și în momentul în care începe din ce în ce mai mult să avanseze în ceea ce își propune, obosește. Pentru că nu știe să se bucure niciodată de rezultatele pe care le obține. Pe distanță lungi este absolut imposibil să nu obții rezultate bune. Dar el se uită numai la linia de finish, care fiind maratonist, fiind stresat, este foarte departe setată de el, pentru că așa-i place lui să facă lucrurile. Mai există o a doua categorie, superficial. Sau hedonistul. Eu. Un alt cantant. Se apucă de orice, e super entuziasmat de absolut orice lucru care îi se pare că e venit pentru el, pentru a-i oferi o șansă nouă în viață și în momentul în care dă de primele obstacole, ne știm foarte clar cum să facă niște lucruri și ne fim foarte dispus să le învețe și el își pierde din energie și foarte, foarte repede se taie. Devine, cum spun englezii, a beautiful story. A fost o poveste frumoasă și acea poveste frumoasă devine, de fapt, povestea pe care și-o spun în interiorul lor pentru a se opri și a nu mai continua. Și sigur că nu vrem să facem parte din categoriile astea și sigur că există și o soluție. Și există acea categorie a oamenilor care sunt staruri, că tot vorbim despre categorii cu litera S, și anumiți artiști, ca să aibă și legătură cu tema din seara asta, dacă suntem actori sau spectatori, și artiștii au și aceleași dileme, aceleași probleme, poate același stres sau poate același entuziasm care apare imediat atunci când fac lucrurile. Dar ei știu că toate etapele astea urmează să fie. Ei știu că e normal să-ți fie greu, ei știu că este normal să nu-ți iasă din prima și au acea maturitate și acea răbdare de a căuta soluții, de a-și găsi mentori, de a nu abandona la primele dificultăți și de a se bucura pe parcurs. Lucru pe care stresatul nu știe să-l facă. De a găsi soluții în afara lui. Lucru pe care superficialul nu știe să-l facă. Și de a înțelege că viața este un spectacol, dar în care tu ai un rol. Și în care
ai nevoie să fii actor. Sigur că lucrurile astea sună foarte frumos în teorie. Și ceea ce poate să facă un vorbitor mai rău este să vină să țină o pledoarie din asta foarte mobilizatoare și foarte să ceartă pentru public și nu vreau să fac asta. Dar am vrut să vă spun lucrul ăsta pentru că nu știu câte ore mai sunt când se face miezul nopții, dar acum 5 ani se petrecea cea mai rea zi din viața mea. Pentru că m-am despărțit de omul care a fost actor în viețile atât de multor oameni și cărora le-a schimbat atât de multe destine, dar a fost spectator în propria viață. E vorba de mama mea, pe care am fost nevoită brusc să accept că nu o voi mai vedea niciodată, fizic, și care m-a trezit. M-a trezit. Și m-a făcut să-mi pun foarte multe întrebări. Și eu am fost spectator. Foarte multă vreme am fost un spectator și eu. Ce vreau să vă spun este că, așa cum face acest artist, putem să învățăm din poveștile altora. Putem să luăm din tragedia altcuiva, nu știu câte lipsite egoist sau nu sună asta, să te hrănești cu o învățătură dureroasă altcuiva, dar nu e nevoie să ajungi să confrunți o realitate atât de dură ca să poți să strângi viața. În acest teatru, numit Viața, a primit un loc. Fiecare dintre noi. Pentru că suntem aici, deci este clar că l-am primit. Putem alege să stăm jos și să privim cu acele lucruri pe figura noastră care înseamnă reacție la viețile altora, adică să fim spectatori, sau putem să dăm o altă interpretare a acestui loc. Pentru că așa cum am învățat aseară în Paul, lucrurile capătă o altă valoare și o altă semnificație, așa timp noi le privim cu ochi diferiți. Și de ce n-am face din acest scaun, nu un loc de spectator, ci o scenă pe care să ne urcăm cu curaj, să ne trăim viața acum, aici, cu un act de maestrie, pentru că asta face un artist, și să înțelegem că nu avem nevoie să fim nici superficiali, nici mărcinați de grija zilei care vine, ci bucuroși că putem să ne înfructăm din fiecare clip a vieții noastre, din perspectiva măreției, a înălțimii și a direcției viață, care înseamnă un act artistic. Thank you.